În ultimii ani s-a constatat o îmbunătățire în ceea ce privește educația romilor din zona Mușcel. Proiectele derulate îi determină pe aceștia să își ducă la școală copiii. Cu toate acestea, sunt încă destule persoane care nu știu să scrie sau să citească. Pentru acestea se derulează programul Școală după Școală. Spre surprinderea mea neplăcută, încă mai avem mulți care n-au 4 clase. Și la rugămințile mele, domnul director Anastase a făcut demersurile la Inspectoratul Județean de Învățământ și a mai făcut o grupă de 20. Atenție, în aceste proiecte pot să se înscrie de la 16 ani în sus și până la 60 de ani, oricine. Și am făcut încă o grupă de alfabetizare. Urât. Astea sunt urmări ale unui capitalism sălbatic despre care dumneavoastră știți că n-am o părere prea bună, dar trebuie să parcurgem în continuare etapele fără să ținem cont de anumite ce a fost și ce va fi. 12 dintre ei nu știu să scrie să citească. Deci nu știu să scrie să citească. O situație îmbucurătoare se regăsește în comunele Aninoasa și Vlădești, acolo unde mulți dintre cetățenii de etnie romă au urmat cursurile școlii primare și apoi s-au angajat. Avem o grupă cu majoritatea formată din tineri de la Vlădești și Aninoasa. Mai au 4 luni de zile, parcurg acest modul și vor fi certificat de 4 clase. Toată lumea știe să scrie să citească. Sunt coordonați de domnul profesor Ciolan, încă o doamnă de limba franceză, dar e dorință. De ce e dorință? Și mă adresez acum nu numai romilor. Cel care vrea să schimbe viața știe bine că nu poate să găsească un loc de muncă dacă nu au minim 8 clase, să facă o calificare. La Vlădești a devenit competiție. Care să se angajeze? Dragii cetățeni din, nu-i mai numesc chiar că iară sar primarii pe mine, din nordul Câmpulungului. De ce la Vlădești toată lumea merge la muncă? N-aveți cu cine lăsa copiii, și ei de la Vlădești, și ei de la Aninoasa au copii. Dar îi lasă la școală, îi lasă la grătiniță, mai rămân cu un bunic și să duc și chiar am să vă rog frumos să mergem cu toții, să mergem într-o zi acolo și când pleacă la muncă de la Vlădești, zici că se duc la nuntă. O situație neplăcută recentă a fost înregistrată la Lerești, în satul Pojorâta, acolo unde mulți dintre romi au datorii foarte mari la apă. Marian Neagoie consideră că fiecare trebuie să își achite facturile pentru a nu ajunge într-o astfel de situație. Toată lumea plătește la fel. Deci, stimații concetățeni, să înțelegem un lucru. S-a dus perioada 1992, 93, 94, când nu mai plăteam curent, nu mai plăteam apă. Înțelegeți că foarte mulți cetățeni, majoritar români, îmi reproșează și pe bună dreptate, băi Mariane, păi, dar ăștia nu plătesc, noi plătim. Ca și la taxe, ca și la impozite. Trebuie să înțelegem că vremurile s-au schimbat. Vrei apă, vrei curent, plătești. Poți să se supere romii pe mine? Dom'le, sunt societăți care își creează capitalul, îți oferă servicii, trebuie să plătești. Ca și la Renel, cu toate că nu prea sunt de acord cu marile astea facturi și banii să plece în străinătate. Dar e altă discuție. Deci trebuie să plătim. N-avem încotro. Consumă mai puțin, mai du-te și tu și mai spală și ia ca să-i dai apă la cal, mai ia și din gârlă, că nu ne-am trebuit născut cu apă potabilă de la Bediru. În ceea ce privește noul an școlar, liderul romilor a precizat că toate locurile alocate special au fost ocupate. Neagoie își dorește ca un număr cât mai mare de copii să finalizeze cursurile liceului și să meargă mai departe la o facultate.